slăvim pe tine, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a toțitorule! Giugiuvenii au mers încă de dimineață în biserici, mai întâi pentru a asista la liturghia de sfințire a apei și apoi pentru a lua acheasmă. Fiecare a venit cu sticle din plastic și fire de busuioc pentru a-și asigura stocul de acheasmă pentru tot anul. Se spune că acheasma mare nu se strică, se păstrează la fel de proaspătă, de curată și plăcută la gust, iar cei care cred în puterile tămăduitoare ale acesteia beau în fiecare dimineață câte o înghițitură pe nemâncate și înainte de anafură. Cu acheasmă credincioșii își stropesc și casa, curtea, grădina, animalele și ogoarele pentru a le feri de rere. Acheasma veche o puneți la un pom ceva dacă rămâne. Știți? Și asta proaspătă a luat și bezdănea în fiecare dimineață. Până mâncată, își luați anafură de la părinții de aici și beți după ce își luați anafură. Și altceva astăzi, ce nu e voie să se facă? Nu faci treaba, azi că e zi mare, sunt bocotez, nu poți să faci. Ce să faci, să speli, să... nu poți să faci. Astăzi este bubotează. Se ia, se ia iasmă să bea până mâncate. Și e bună pentru sănătate să stropești în casă și să bei până 14 zile aiazmă, sfințită. Credeți în puterea ei? Da, da, credem că e foarte bună și pentru sănătate și pentru toate alea e bun. În rest, astăzi ce nu e voie să facem? Astăzi să mănâncă și dulce, să mănâncă tot, nu e voie să faci și să speri, să faci astea toate ce trebuie. Mâncare nici atâta, dacă nu ai, poți să faci, dar noi facem cu o zi înainte ca să nu mai facem astăzi. Că fiindcă este și zi mare și da. Ea se botează Mântuitorul de Sfântul Ioan, Botezător. Despre acheasmă, ce puteți să ne spuneți? Credeți în puterea ei? Bineînțeles, să sfințesc toate apele cu puterea Sfântului Duh. Se coboară Dumnezeu, vorbește prin Duhul Sfânt și ne arată Sfânta Treime. Tatăl, Duhul Sfânt și Fiul care se botează, Mântuitorul. Și acheasma cum o folosiți? Acheasma este acheasma mare. Se folosește 8 zile, începând de astăzi, până pe data de 14. Până data de 14 ianuarie. Și o beți în fiecare dimineață? Sau? Fiecare dimineață pe nemâncată, bineînțeles. Botezul Domnului sau boboteaza din 6 ianuarie, alături de ziua Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului, prăznuit în 7 ianuarie, marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă și totodată al celor dedicate nașterii lui Iisus Hristos. Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători, atât pentru creștinii ortodoxi, cât și pentru cei catolici. Este și ziua în care credincioșii nu au voie să muncească prin gospodărie, să se certe sau să împrumute bani.